5 de băieți de la școala internat pentru copii cu deveri în comportament din Soloneț, raionul Soroca, au primit un ajutor umanitar de la voluntarii americani, elevii liceului Gheorghe Asache și de la Fundația pentru Copii Clipa Siderală. În cadrul caravanei bunătății, copiii au avut parte și de un program de divertisment. Ei au desenat, au dansat și au cântat alături de oaspeții pe care i-au așteptat cu mult drag. Voluntarii alături de elevii liceului Gheorghe Asache au organizat 12 ateliere de creație, în cadrul cărora le-au arătat copiilor de la școala internat diverse activități distractive. Iar pentru ca să le fie și mai vesel, băieților li s-au alăturat 60 de copii de la gimnaziul din localitate. Copiii se simt foarte prost atunci când simt anumite dezavantaje și în primul rând în plan social. De aceea noi am hotărât să fim alături de ei și astăzi să ne organizăm într-un concert. Ei astăzi pentru o zi. I'm a psychologist, and so I understand children. I think it's hard for lots of children to be in one place. Eu sunt psiholog și înțeleg foarte bine copiii. Cred că le este foarte greu să stea în același loc, indiferent dacă sunt cuminți sau au avut probleme cu legea. Cred că ei ar trebui să aibă parte de mai multe activități de acest gen și să simtă că cineva le dă atenție. Nu plecăm aproape de Chișinău. Selectăm cele mai îndepărtate părți, colțuri a Moldovei. Și suntem voluntari, facem un lucru pentru copii, pentru placul copiilor, facem o distracție pentru ei. Copiii au profitat din plin de prezența voluntarilor, mai ales că au parte de asemenea sărbători doar o dată în an, când îi vizitează voluntarii. Voluntarii au venit să ne aducă bucurie. Am învățat multe lucruri folositoare de la ei. Eu în copilărie nu am avut parte de așa ceva. Simt că cineva își aduce aminte de noi. Îmi voi aminti cu drag de această zi. În final, copiii au demonstrat ceea ce au învățat de la voluntari. Școala internat pentru copii cu devieri în comportament din Soloneț activează 46 de ani. Aici învață copii de la 11 la 16 ani care au avut probleme cu legea.